Ciupercile comestibile au o multitudine de beneficii pentru sănătatea omului. Conțin o serie de nutrienți, unii dintre aceștia fiind un real suport terapeutic. Multe specii de ciuperci acționează favorabil asupra unor boli și pot contribui la scăderea riscului de accident vascular cerebral. Ciupercile conțin amidon care, odată ajuns în sistemul digestiv, este transformat în hrană pentru bacteriile din colon, ajutând la menținerea unui intestin sănătos. Ciupercile sunt singurele alimente care conțin vitamina D, iar vitamina B2 din ciuperci este benefică pentru piele, deoarece îmbunătățește calitatea țesutului, iar vitamina B8 întărește firul de păr și îi conferă strălucire. E adevărat că sunt tentante ciupercile, sunt gustoase, mai ales fripte cu puțină sare și astea, dar sunt și periculoase. Dacă nu știi să le alegi, unele dintre ele sunt toxice, otrăvitoare. Ce părere aveți de faptul că un consum îndelungat de ciuperci poate scădea riscul de Alzheimer sau de demență? Știați acest lucru? Da, știam. Într-adevăr, s-a dovedit și științific că consumul ăsta de ciuperci pe un termen îndelungat, cum ai zis, o să ducă la diminuarea bolii Alzheimer și tot diminuarea unei demențe, că Ciupercile champignon sunt unele dintre cele mai cunoscute ciuperci comestibile și sunt recunoscute pentru beneficiile majore asupra sănătății. Acestea au rolul de a stimula și crește imunitatea organismului. Inflamarea creierului este un factor semnificativ în boala Alzheimer și boala Parkinson, care se încadrează în umbrele bolilor neurodegenerative. Ciupercile conțin polifenoli, polizarahide, vitamine, carotenoide și alte minerale care au prezentat unele beneficii pozitive. Știați că un consum îndelungat al acestora poate scădea riscul de Alzheimer și de demență? Știu. Ne spuneți că de aceea le consumați, tocmai pentru Absolut. Că... Da, ale natural, nu șampinioanele. Nu al de cultură. Ciuperci naturale, hribi. Acest lucru arată cercetări promițătoare în acest domeniu, dar este important să ne amintim că, desigur, niciun aliment nu va fi suficient pentru a avea un suficient de mare impact asupra sănătății dumneavoastră generale. Concentrarea pe o dietă echilibrată sănătoasă în ansamblu este probabil mult mai benefică.